No, salutare tuturor! Haideți că am revenit cu un update destul de mare la moped. Bă, inițial am zis eu că nu vreau să fac mare lucru cu mopedul ăsta. Am zis că în primă fază numai o să-i dau o curățare și cam atât, să văd cum arată. Aici, după cum vedeți, în primă fază am început să-i dau jos din piese. Am zis să-i dau jos cam tot ce nu e necesar sau ce nu arată bine și să pregătesc mopedul de o curățare. Aici am descoperit că șaua aia are sub ea un spațiu de depozitare. Eu mă gândeam că e așa dintr-o bucată. Am găsit acolo tot felul de antichități. Bujii vechi, cred că de când e mopedul ăsta. M-am hotărât să renunț și la pedale. Am zis că mai bine îl pornesc împins decât să aibă aspectul ăla de bicicletă. Așa că am zis că le dau jos și pe alea. Nu prea au vrut să iasă cu frumos, așa că o trebuie să apelez la flex. Nici cu farul și cu kilometrajul nu prea aveam ce să mai fac, așa că am zis că le dau jos și cumpăr altele, că erau prea distruse. Cu un drum am mai scăpat și de greutate, am rămas cu o grămadă de piese date jos. Și după, în sfârșit, am ajuns și să spăl mopedul, care eram tare curios cum arată vopseaua. Bă, și vopseaua arăta chiar ok, în unele locuri, dar din păcate multe locuri au fost sărită. Au fost și multe locuri cu rugină. Și atunci m-am hotărât să-l vopsesc. Oricum am fost nevoit să mai cumpăr ceva piese și am zis că cu un drum, dacă tot lucrez la el, măcar să-l fac cât de cât cum trebuie. Am zis că renunț și la ghidonul ăla. M-am tot gândit și m-am uitat și pe net la alte mopeduri mai modificate. Și am văzut că arată foarte bine cele care sunt făcute așa pe stilul ăla cafe racer. Și atunci m-am hotărât să merg și eu pe stilul ăla. Aici, în faza asta, am început să dau jos cam toate piesele. Măcar așa pe bucăți le puteam și curăța mult mai bine. Că efectiv a avut mopedul un jeg și un ulei antic pe el, că numai cu șpacul puteai să-l dai jos. Și motorul, și lanțul, toate au fost foarte încărcate cu ulei. Mi-a dat seama că poate nu mai fost așa curățat de când el. Aici mă miram și eu cât e jegos motorul și deja mi-am dat seama că o să-mi dea foarte mult de lucru până să-l curăț. Mai avea și toba o îndoitură și o spărtură care trebuiau reparate. După am început să dau jos și roțile, așa per total la partea de dezmembrare. Chiar nu pot să zic că mi-a dat foarte mult de lucru. E destul de simplu mopedul și am avut noroc că nu am dat de șurube tare ruginite. Da, știu că urmează partea de curățare și de pregătire pentru vopsire. Acolo chiar mi-o da mult de lucru. Deja îmi pierdeam răbdarea, sincer, la un moment dat. Clipul ăsta a fost filmat așa mai multe zile, nici nu am filmat chiar toate detaliile, mai ales la partea de curățare și vopsire, că vă zic sincer că nu am mai avut nici chef și nici nu era ceva tare interesant. Măcar la motor, din fericire, nu am prea avut mare lucru de făcut, că a mers chiar ok. Numai garnitura de la ambreiaj am schimbat-o, că pierdea ceva ulei pe acolo. Motorul a părut că mai are ceva viață și compresie în el, numai carburatorul ar mai fi trebuit reglat. Și după cum vedeți, cadrul am ales să-l fac cu un verde mat. E un verde așa mai de armată, m-am gândit să merg pe verdele ăsta plus, combinat cu negru la celelalte piese, gen roțile, șaua, ghidonul, toate piesele astea să fie făcute cu negru. Motorul l-am lăsat tot așa, o primit numai o curățare bună. Adică o curățare cât de cât bună, că se putea și mai bine, dacă am atâta răbdare o fost. Oricum, tot proiectul ăsta mi-a luat destul de mult timp, în total, cred că am lucrat vreo 5 zile bune pe el. Evident că nu au fost 5 zile una după alta, dar vă zic așa ca idee. Ceaua e tot aia, doar că are tapiseria schimbată și am mai tăiat un pic din burete ca să fie mai joasă. Că și ghidonul o să vină acum mult mai jos. Toba am vopsit-o cu negru mat, vopsea care rezistă la temperatură mare.
Nu am mai filmat, dar am reușit să decupez cu flexul partea unde avea îndoitura și găurile și să sudez altă bucată acolo. Și a ieșit chiar decent, mult mai bine decât a fost în orice caz. Și aici în continuare, vezi că am pregătit suporții pentru nou ghidon. Am avut noroc că am găsit suporții ăștia. I-am găsit pe OLX cu 100 și ceva de lei. La fel și ghidonul, tot pe OLX l-am găsit și pe ăla. Din ghidon mai trebuie să tai un pic, că parcă era prea lung și nu prea dădea bine. Acum oricum poziția pe moped e total diferită. Parcă stai pe ceva motoretă, nu pe moped. E ciudat așa cum stai foarte jos. După care un alt proces tare migălos. O fost să adaptezi și să tai cablurile după nou ghidon. Am schimbat și maneta de accelerație, că aia avea chiar era distrusă. Am avut noroc că am găsit o manetă de Piaggio Ciao, care se potrivește cel mai bine la ce îmi trebuie mie. După mai rămas câteva piese de montat, a rămas filtrul de aer și la ăla au trebuit să-i fac ceva adaptări, că nu am găsit nimic pe net să fie la fix după carburatorul ăsta. I-am găsit și un robinet la rezervor, dar am mai pus și un filtru de benzină, că nu prea am avut încredere în rezervorul ăla. Deși l-am curățat cu benzină și nu a ieșit rugină sau mizerie din el, dar am zis totuși să nu risc, i-am pus și un filtru de benzină. După care au mai rămas de montat farul. Tare interesant farul ăsta, că pare să fie un far de tractor. Nu știu dacă se vede pe video, dar scrie UTB pe el. Probabil că cineva l-a făcut. Tot așa pe OLX l-am găsit și pe ăsta. Am reușit să adaptez și piesa din farul vechi, piesa pe care vine becul. Și ieși chiar bine și ăsta. Oricum, per total am nimerit bine ca în toate piesele și farul se potrivește la fix în locul ăla. A trebuit numai să-i dau două găuri, două șurube și cam aia a fost. Și acum, cu farul montat, deja chiar începe să aibă aspectul ăla de cafe racer. Ba, acum nu știu ce ziceți voi, dar mie îmi place ce a ieșit până acum. Deși precizez că încă nu e în fază finală, mai urmează să-i fac ceva suport pentru picioare și m-am gândit să încerc să-i fac o adaptare pentru o frână pe disc pe spate. Acum mai fără frână pe spate mopedul. Dacă ați văzut primul video cu el, ați văzut că acolo avea frână la torpedo, dar eu pedalele alea nu le suportam și mai e și multe alte detalii de rezolvat. Dar acum iau o pauză de la lucru pe mopedul ăsta, că vă zic sincer că sătul până peste cap. Da, și cam atât a fost și cu videoclipul ăsta. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut și mai vreți să vedeți clipuri cu mopedul. Un subscribe, puteți să-mi dați și un follow pe Instagram, că mai pun și acolo câte un story. Și până data viitoare, eu vă doresc numai bine.